Rostul judecătorilor și procurorilor este să investigheze cazuri, indiferent cine este făptuitorul. Cazurile de corupție trebuie combătute atât cu privire la politicieni, fie că vorbim de miniștri parlamentari, cât și cu privire la magistrați, demnitari, alți funcționari ai statului. Să știți că în România sunt analizați, cercetați oameni din spectrul politic, din tot spectrul politic, nu numai dintr-un anumit partid, să spunem partidul de guvernământ, nu, și din opoziție, și din conducere, chiar nu are importanță. Sunt statistici care relevă acest lucru. Și doi, vă spun că justiția română a ajuns atât de temut de către politicieni, încât astăzi sunt unii politicieni care invocă amestecul justiției în treburile politicului. Deci interesant, nu mai este amestecul politicului în treburile justiției, invers, justiția se amestecă în treburile politicului. Pentru că noi astăzi cercetăm primari și primarul este dat jos, cercetăm șefi de consilii județene și ei sunt demiși, cercetăm miniștri și dacă sunt condamnați ei trebuie revocați din guvern, cercetăm parlamentari la fel, dacă îi trimitem la închisoare nu mai pot să stea în parlament. Deci cumva noi influențăm, într-un sens, între ghilimele, influențăm mersul politic fără însă a lua decizii politice. Ce strict ne interesează oamenii, nu partidul de guvernământ, nu puterea din care fac parte. Atâta timp cât ești o persoană care încălcă legea, trebuie să fii tras la răspundere. Și de fapt, cred că asta e esența statului de drept. Egalitatea tuturor în fața legii și toți cei care greșesc trebuie să răspundă.